Școala polivalentă din Cluj-Napoca a fost construită la cele mai înalte standarde. Beneficiază de o pardoseală demontabilă care permite practicarea mai multor sporturi, de la karate, scrimă sau judo până la basket, handbal, tenis sau gimnastică. Aceasta are o capacitate de 7200 de locuri, care poate fi însă extinsă până la 10.000 de locuri. Pardoseala demontabilă există, tribunele montate, cubul video, parkingul de 450 de locuri disponibil, tribunele retractabile de aici, din fața noastră, care vor putea fi retrase în condițiile organizării unui spectacol, vor fi tribune retractabile și va putea fi amenajată scena aici. Există și o sală de antrenamente care le oferă sportivilor cele mai bune condiții pentru pregătire. Întreaga construcție a costat aproape 16 milioane de euro. A ieșit bine în contextul în care bugetul a fost foarte, foarte limitat. A fost un buget adaptat la condițiile în care trăim, la condițiile pieții, la condițiile economice din România din ziua de astăzi. 10.000 de ron pe loc. Sala polivalentă reprezintă motiv de mândrie pentru edilul Clujului. Pentru mulți ani de aici înainte, această sală polivalentă din Cluj va fi cea mai frumoasă și modernă din România, dacă nu cumva și din centrul șesele Europei. Sala polivalentă din Cluj-Napoca va fi inaugurată oficial pe 31 octombrie, atunci când aici va concerta cântărețul britanic James Blunt.